Salut, sunt Marius Achim și probabil că ați primit pe e-mail câteva notificări de la Facebook, în sensul că au loc câteva update-uri pe care va trebui să le faceți până pe data de 5 februarie 2013, și în aceste două clipuri o să vă arăt ce anume trebuie să faceți. Este foarte simplu, trebuie să mergeți la Edit App și aici mergem la setări avansat. Și vedem primul lucru pe care avem aici de introdus, de authorize callback URL, și practic este bine să luăm linkul unde se află aplicația respectivă, da? Și vedem aici marketnet.fbquiz.ro, da? Deci subdomeniul unde se află aplicația respectivă. Și vom introduce acel link. Apoi mergem la migrations. Și aici bifăm February activat, March activat, April activat. Da? Deci tot ce este aici activat în afară de stream post URL security. Aici am putea să-l bifăm, însă dacă îl bifăm, va trebui ca toate linkurile pe care aplicația le postează să fie doar către subdomeniul marketnet.fbquiz.ro, ceea ce, sau subdomeniul pe care tu l-ai în aplicație, ceea ce nu este indicat, sau direct către aplicația respectivă, deci către acest link de la publicare. Da? Și practic în momentul în care cineva accesa acel link, îl va trimite direct către permisiuni, nu va mai fi pagina de pornire. Deci în cazul în care nu vrei să folosești pagina de pornire, atunci poți să activezi acest lucru. Până atunci lăsăm pe dezactivat și vedem ce schimbări vor fi pe viitor. Deci până atunci putem să lăsăm această opțiune dezactivată. Ok, dăm salvează modificările. Bun, și acum dacă mergem la setări din nou, la alerte, o să vedem că aceste lucruri s-au rezolvat și e totul ok, da? Deci aici la alerte. Acum, ceea ce mai sunt câteva modificări importante pe parte de update-uri importante pe partea de Facebook, și asta înseamnă modificări din partea noastră la aplicație, sunt acele postări pe care aplicația le generează în mod automat. Și anume, dacă mergem la setări certificat, avem această descriere: imagine, username, a completat quizul de aici. Da? Și practic toate postările făcute de această aplicație vor fi cu acest text. Și din acest punct de vedere, Facebook interpretează ca fiind spam. Deci asta înseamnă că quizul tău, chiar dacă nu primește multe raportări, acea aplicație poate fi interpretată ca și spam de roboții Facebook. Și atunci soluția este ca acest text să nu fie predefinit. Și ceea ce vom face este că vom pune doar linkul aici, o să fie link și un titlu către o căsuță, și în momentul în care userul ajunge la pagina de postare, să îi punem un titlu, să-l motivăm să lase câteva cuvinte. Și în momentul respectiv, postarea respectivă va fi unică pentru că va fi cu textul generat de către utilizator. Și această modificare va urma cât de curând la FBQuiz. Deocamdată acest lucru facem la FB Smile, urmând ca în zilele următoare să facem această modificare și la FB Quiz, FB Viral și celelalte aplicații. Ok? Aceasta a fost modificarea. Consider că e destul de simplă și dacă este nevoie, poți să revezi videoclipul.